Salutare și bine ați venit la un nou episod din Clash of Clans. Băi, v-a plăcut foarte mult acel episod special pe care l-am făcut eu când v-am prezentat baza și, am dat câteva atacuri. Așa că am hotărât să mai facem un episod și poate vom continua seria dacă există cerere. Ok, vedem că s-a terminat sezonul. Da, avem carry word-uri, băi, destul de mici, dar având în vedere că n-am jucat aproape deloc, sunt binevenite. Dătusem noi drumul la niște upgrade-uri acum 2 săptămâni sau când am jucat. Și hai să vedem ce ar mai trebui să completăm. Avem și aici o grămadă de loot pe care putem să-l luăm. Ok, prin clan nu s-a mai întâmplat nimic. Bine, eu sunt inactiv, dar vedeți, am un clan destul de bun. Destul de bun. Da, oamenii încă joacă și joacă bine. Ok, hai să vedem. Aici, da, s-a resetat trofii League-ul. Da, vedem că am fost atacați și ne-a luat ceva loot. Ok, Battle Day, ăsta e de la War. Ok, dacă vrei să participi la War. S-au schimbat un pic lucrurile de cum știam eu jocul. Pe vremea când jucam zilnic. Altfel n-aveam cum să ajung la baza asta. Bun, haideți pentru început să... Da, mi-am făcut eroi. Asta făcusem atunci. Momentan nu avem suficient elixir. De fapt, cu ce avem aici, cred că am putea să... 15.000 bani, nu. Încă e puțin. Dar hai să dăm drumul la alte construcții. Ok, o să facem... să dăm baraca asta. Ne ajută la ceva? Nu prea. Să folosim din gold. Da, nici nu știu. Cred că mai bine mai așteptăm un pic. Da, hai să mai așteptăm un pic, să ne dăm atacurile și după vom... vom agada chestiile. Hai să facem și o cerere de trupe. Hai să vizităm și cealaltă bază. Ok, avem aici... s-au întâmplat și pe aici destul de multe chestii. Putem upgrada ceva? Probabil că nu. Ba da, putem face câteva chestii. Hai să facem ceva mai scump aș vrea. Ceva mai scump, avem aici la Mega Mine-ul ăsta la 300.000. Ok, Crusher-ul, era foarte bun. Și Crusher-ul, ăsta cred că avem nevoie de level, ba nu. Doar că ne trebuie elixir mai mult. Păi hai să dăm un atac aici și să vedem dacă mai strângem ceva loot ca să upgradăm chestii. Băi, nici nu mai știu cum se ataca. Pe aici probabil are multe trepuri din alea de te aruncă. Nu putem să venim nici pe sus. Dar uite, o să începem... O să începem prin eliminarea acestui... și punem și bombării. Oh, da, și are mortarul ăla. Da, ne pierdem acolo arcașele. Încă nu, dar sunt ca și pierdute. Da, noroc e că a targetat pe acel erou, sau cum se numește, mecanicul. Da, și pierdem acest meci, cel mai probabil, pentru că nu cred că va avea un scor mai prost decât al nostru. Ho-ho, ne rupe acolo. Bun. Așteptăm să-și termine atacul și vom da unul nou. Aici mi se pare că se încărcau mai repede sau deja încărcate trupele pentru atac. Hai să vedem.
Bun, da, era de așteptat. Hai să mai căutăm. Sper să avem mai mult noroc de data asta. Și ia să vedem. Băi, putem să atacăm de undeva de aici. Cu... Da. O să trimitem așa chestia asta mare. Trimitem și... trimitem și Giants-ii și ar trebui să-i luăm lumea din bază. Hai să vedem. Dar trebuie să scăpăm de crecă, de... cum se numea... mă rog, ciocanul ăsta de metal care distruge tot ce se apropie de el. Dar ne mai trebuie doar 2% ca să avem... două steluțe. Cu două steluțe sunt șanse mai mari să obținem victoria. Da, și am obținut și a doua steluță. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Mai câștigăm câteva procente. Da, nu foarte mult. Da, nu mai câștigăm nimic. Bun. Ok, hai să vedem ce face el. Ne-a rupt. Ne-a rupt rău de tot. Da, dar poate nu reușește să strângă două stele și noi vom câștiga. Hai să vedem. Da, cred că avem noroc. Da, sau nu? Băi, e clar că nu mai știu să joc bine acest joc. Hai să mai încercăm o dată. Ok, are mortarul în construcție. Asta e bine, înseamnă că putem ataca lejer cu arcașele. Și fix asta o să și facem. Ok, punem și trupele astea aici. Da, și o să pun nu toate arcașele, o să pun doar câteva. Pentru că pe restul vreau să le punem în... pentru acel cracker sau cum naiba se numea el. Hai să vedem ce fac giganții. Da, și e momentul să le punem și pe ultimele. Chiar un pic prea târziu, dar e ok. Da, meciul ăsta o să luăm 100% din hartă, fără îndoială. De-aia deja nu mai are niciun defense. Hai să dăm și abilitatea să terminăm un pic mai repede. Bun. Obținem un procent de 100%. Da, 3 stele. Avem victoria. Și hai să mai dăm un match. Mai avem nevoie de o stea ca să putem să ne luăm reward-ul acela de loot. Băi, din nou, destul de grea decizia cum să abordăm. Dar cred că voi trimite robotul ăsta pe aici. Da, faza e că dacă pun giantii vor lua pe lângă zid și va lovi acel... dar de fapt se vor duce direct pe acel ciocan. Nici nu știu. Dar hai să facem așa, punem asta aici. Trimitem giantii pe partea asta. O să pun și arcașele. Și ar trebui să-i scoat acel cracker de acolo. Bun, și trebuie să scăpăm și de mortar. Dacă scăpăm de mortar, e de bine. Din păcate am pierdut erou și am pierdut și meciul. Nu cred că vom reuși mare lucru, da. Ok, hai să vedem ce a făcut el. Poate avem noroc, deși nu prea cred.
Oh, ne-a rupt. Bun. Da, o să mai încercăm un singur match. Dacă nu ne iese, asta e. Ne lăsăm pe gubaș. Și o să dăm... O să dăm upgrade la o clădire. Și ne mutăm pe cealaltă hartă. Bun. Băi, și chestia asta era super, super nasoală. Dar clar, n-avem nicio șansă cu această bază. Hai totuși să încercăm. Nici nu știu cum aș putea să abordez jocul ăsta. Clar trebuie schimbate, dar nu știu cu ce. Încercăm cu 3 baby dragon. Hai să pun da, nu merge nici cu care are 3 fire crackeruri. Nici o șansă. Da, hai să punem tunurile. A avut și Tesla acolo. Ok, băi, hai că am început destul de bine. Mortarul a targetat pe acel mecanic. Și poate chiar vom lua 2 stele. Dacă nu, chiar 3. Da, avem noroc că a targetat bine acel mortar. Sincer, nu mă așteptam să avem vreo șansă cu baza asta. Da, totuși, dacă nu-și lăsa spațiile alea să putem să punem în interiorul gardurilor, ar fi fost un pic mai dificil. Da, deja e 100%, fără îndoială. Nu mai are niciun defens. Da, și ne rămâne în viață robotul. Din fericire. Oricum nu mai conta, am fi câștigat oricum. Acum chestia e să nu ne fi dat și el 100% pe baza noastră. Da, bun. Avem victoria. Hai să vedem ce putem upgrada. Și o să luăm ceva mai scump. Încă nu avem suficient de mult gold sau elixir. Dar nu știu, poate mai erau ele pe undeva ascunse, dar nu cred. Nu mai sunt trupele. Asta e tot, asta e trezorerea practic. Băi, hai să facem... hai să ne uităm. Un Mega Mine. Da, uite, o să facem Crusher-ul, așa se numea, Crusher-ul. Facem crusher-ul, da, chiar dacă nu ne consumăm tot elixirul. Și hai să ne întoarcem și în baza principală. Da, cred că am primit donațiile. Sau nu? Da, n-am primit donații. Dar hai să atacăm și aici. Am văzut în meciul trecut că ne-am descurcat destul de bine cu deck-ul ăsta, cu dragoni. Acum nu știu dacă e chiar cel mai ok deck. Dar e un deck destul de sigur. Cel mai ok ca și cost, mă refer. Da, putem încerca să-l atacăm din partea asta. Oare să putem ceva mai scump? Da, eu zic că e bine. Hai să punem... Ok, ne-am dat și abilitatea cu eroul. Ești, ce prost au plecat dragonii. Dar din fericire scoatem acel firecracker. Firecracker, nu cred că se mea firecracker. Bun, băi, sper să luăm din loot, nu neapărat stele, cât mai degrabă loot-ul.
m-am grăbit acolo cu acel poison, cu acel rage. Da, luăm o stea. Da, am luptat destul de bine. Da, i-am luat aproape tot Dark Elixir-ul. Da, uite aici mergea. Și aici la fel. Bun. Băi, binișor. Nu cred că obținem Shadow astea. Ar trebui să-i scoatem, să-i scoatem baza. Dar cu acel Firecracker lângă noi, nu cred că avem nicio șansă. Oricum, cred că vom mai da un match dacă avem trupele pregătite. S-ar putea să mai dureze la eroi până se refac. Dar vom vedea ce... Ok, băi, 200 și 150 de elixir. Cam puțin. Ar fi trebuit să fie mult mai mult. Ok, you receive level 4 dragon. What the fuck? September season is here. Ok. Nu și mă ce pe YouTube, dar nu vreau asta. Ok. Acum am primit de la clan, da? Un pic cam târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Bun, suntem din nou în liga asta de cristal, în liga 3-a. Da, avem deja trupe, dar cum spuneam, eroii nu sunt încă gata. Dar, băi, oricum, hai să dăm un meci fără eroi. Nu e o idee prea bună. Da, nu e o idee prea bună. O să lăsăm pentru episodul următor, atunci. Dar până atunci, hai să ne upgradăm o nouă clădire sau din ziduri. Bă, nici nu știu exact. Hai totul să mai facem din clădiri. Uite, am putea elixir colectorul. E level 12 și cred că restul sunt toate de level 13. Adică maxim. Ba, nu e maxim. Doar că nu le putem face pentru că nu avem suficient level pe King Tower. Bun. Hai să vedem altceva. Ce mai putem face pe aici? Băi, și mina ar trebui făcută. Da, sunt o grămadă de... Ok, hai să folosim și din gold. Ok, bun. Și altceva mai putem să facem din ziduri sau din... cu elixirul nu prea ai ce să faci. Ne poate băgăm la research ceva. Deși le avem cam bine. Mai era aici. Nu, asta e să cumperi. A, da, ce am uitat să facem? Să ne comandăm trupe. A, o să merg pe aceeași rețetă. Nu știu, poate îmi dați voi idei de trupe, nu? Sau de decuri, cum se numesc în Clash. Și vom încerca. Ok. Dar bine, acum țineți cont că astea sunt levelurile mele la trupe. Da, deci nu e prea wow. Bun, da, mai avem un builder, un constructor, care să-l punem să facă, hai să vedem. Să vedem, Golden Storage, nu? Am avut nevoie de puțin gold și puteam să mai folosim din gold. Ia să vedem poate cât... Da, se strânge foarte puțin. Nici nu știu. Golden storage-ul ăla nu vreau. Da, o să facem mina. Bun. Excelent. Ok, și avem și... Avem misiuni ca în Brawl Stars mai degrabă decât ca în Clash Royale. Plus acest road, da, pe măsură ce strângi puncte, îți colectezi reward-uri. Da, și era și un loc în care le puteam vedea, cred că aici, nu? De... Aici? Nu, astea sunt chestiile de la clan. Și a apărut ceva nou aici.
au un nou level pe clan. Nu mă, în bază le vedeam, la Magic Items astea. Dar am câteva ca lume. Cu asta mi se pare că făcea erou direct next level, fără să ai nevoie de elixir. Sau nu mai așteptai pentru el, nu mai știu exact. Scrie aici. Da. Nu vreau să-l vând. Ok. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!